Bună dimineața, pentru că e ora 10 și este duminică. Este bolnavă psihic chiar pe linie, care face tiii. Nu aveți voie să băgați peste. Asta să înțeleg că chiar sunteți bolnav și trebuie dus la spitalul de nebun și sunteți posibil evadat de la spitalul de nebun. Bună ziua, dragilor! Pe lângă faptul că s-ar zice că facem sketch-uri, sunt patron. Îmi aduceți dumneavoastră înapoi peturile și acestea și le aduc eu și vă dau eu garanția. Deci v-am trecut pe caiet aici pentru... puteți să luați o sticlă de apă sau o pâine sau ceva la schimb. Mă duc eu și le duc la centru de colectare, astfel încă nu voi folosi banii și va fi perfect legal. Voi folosi hârtiuțele sau fluturașii de la supermarket când voi cumpăra la Bax pentru dumneavoastră suculețele, frutifere și toate cele. Cineva a venit și v-a adus pe turini, astfel încât dacă eu intram în colaps, dragilor, ca și patron financiar, pentru că mergea pe caiețel, cum facei din nou iar pe caiețel. Altfel, voi umple duba, cum s-ar zice în românește, de ce anume, de peturi. De când se așează cu Skoda în mijlocul drumului, de parcă crede că e Ferrari. Merge cu dubița noastră și vă duce la centru de colectare, face bani în România și gata. Îi mulțumim statului român că a făcut această frumoasă lege pentru un obiectiv care este o nebunie. Dacă noi ajunge eu securist la Ana, așa vorbează, e transportul, e factura, e... e TVA-ul. Thank you.
zis, îl vom sărăci pe Luci și îl vom țipa pentru RCS. Pe deasupra ieri era o jeleală, băi, dar știi cum jeleau militarii în termen? Ce bine era dacă domnul Gheorghe sau Gheorghiță ar fi păstrat și domnul Klaus Iohannis împreună cu Parlamentul României, ar fi incorporat voluntarii la timp cu 6-7 luni, n-a mai fi avut cu Pfizer și cu celelalte acel faimos proces. Noi suntem noi pici care suntem voluntari să fim soldați și apoi să vă apărăm pe voi.